Aici era și din rațiuni profesionale din nou și aici Lena Constante iar mi s-a așezat foarte bine. Mă interesau scriitorii români care la un moment dat aleg să scrie în franceză. De vari motive. Revue evadarea făcută cu un volum de memorie ale Lenei Constante a fost scris de ea în franceză și a apărut în 90 la editura de Cuvert o variantă a cei. Mi-a păzat cum era scris în franceză în Franța. În franceză în Franța, ea alege să rămână în Franța la familia lui Harry Browner, soțul ei, după moartea lui Harry Browner, în jurul 88, când lucrurile erau foarte grele în România și când mi-a convinsă că dacă perechea lui Harry Browner a murit, aici moartea lui nu e de